Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă spun câteva lucruri destul de interesante, în mare parte pentru cei ce sunt început cu bursa și nu înțeleg foarte bine unele lucruri. Dacă intrați pe Tradeville pe prima pagină înainte să vă logați la voi în cont, veți avea aici top 5 randamente. V-am mai arătat aceste randamente, doar că ele cresc pe zi ce trece. Cel mai bine ar fi să ne uităm o dată pe săptămână ce s-a întâmplat cu compania în care noi am investit. Dacă ne uităm în fiecare zi, sunt șanse să vedem procente pozitive 3-4%, următoarea zi o scade de 1%-2%, după aceea tot așa 1%-2% pe plus și vom avea impresia că investiția noastră nu mișcă deloc. Acestea sunt companiile care au crescut cel mai mult în ultimele 12 luni, se află pe locul 2, Transport Trade Service, mare, mare atenție, a crescut cu 62%, un lucru foarte minunat. Iar de la începutul anului sunt patru companii, Bursa de Valori București, Transport Trade Service, Aquila și Sfera Francis Group, la o diferență de doar 1%. Efectiv sunt toate acolo, adică le vedeți și voi. E o afară de Bursa de Valori București am investit banii în acestea 3, inclusiv în OMV Petrom. OMV Petrom n-a crescut la fel de mult ca cele 4 de mai sus, doar că în comparație cu alte companii, eu zic că și pentru OMV Petrom trebuie să ne bucurăm pentru că avem parte de o creștere constantă din partea acestora. Toate aceste companii pe care voi le vedeți în acest moment, să știți că distribuie dividende, un lucru foarte important din punctul meu de vedere, pe mine mă interesează foarte mult să -mi iau dividende de la toate aceste companii. În ultimul an, bursa a mers destul de bine în comparație cu piața cripto, care a scăzut și ați văzut și ieri videoclipul în care vă spuneam despre scăderile care au existat. Mare, mare atenție unde vă investiți banii. Dacă vreți să vă fie mai ușor și să vedeți mai multe companii, vă alegeți un indice din aceștia 5, să spunem că intrăm în indicele BET, iar mai jos vom avea toate companiile incluse în acest indice și veți vedea la BRD, Bursa de Valori București, Contpet, Digi, Fondul Proprietatea, Medlife, Sfera Francis Group, RomGaz, Nuclear Electrica și așa mai departe. Sunt extrem de multe companii. În partea dreaptă aveți randamentul dividendului pe care aceștia l-au distribuit. Încă un lucru foarte important, pe lângă faptul că noi ne luăm bani din dividende, noi câștigăm și prin aprecierea prețului pe acțiune. Încă o dată, nu uitați, ați văzut cum a fost în cazul transport trade service, dacă a crescut cu 62%. Evident, ne-am luat și dividend, ne-am luat și 62%. Deci, pentru acea companie, în decurs de un an, pe lângă cei 62%, adică aprecierea prețului per acțiune. Dacă au distribuit un dividend de 5-6%, asta ar însemna undeva pe la 66%. Deci foarte, foarte bine, dacă mă întrebați pe mine. Și dacă vă uitați aici în partea dreaptă, puteți observa că randamentele diferă. Sfatul meu ar fi să vă uitați la companii care distribuie dividende constant în fiecare an, cum este la Conpet. Dacă ne uităm la istoricul dividendelor, puteți observa că au distribuit foarte, foarte multe dividende. Un lucru foarte pozitiv pentru toată lumea. Poate sunt printre voi persoane care vor în acest moment să intre în piață, să cumpere acțiuni, doar că mare, mare atenție. De ce vă spun asta? Uitați, haideți să ne uităm puțin la nuclear electrica pentru că este foarte important să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat. Deci de la 52 de lei ne-am dus pe la 45-46. În acest moment, din punctul meu de vedere, este un moment bun de a cumpăra acțiuni pentru nuclear electrica. Dacă ne uităm la Transport Trade Service, în schimb, care a crescut cu 62%, doar în ultimul an, este destul de riscant, aș putea spune, pentru că nu știu cât va dura această creștere. Dacă ne uităm pe timeframe-ul de un an, după cum vă spuneam, de la 9 lei ne-am dus până pe la 15 lei, deci foarte, foarte mult. Iar dacă voi decideți să cumpărați în acest moment la 15 lei acțiuni la Transport Trade Service, iar compania va avea o corecție, pentru că nu a avut nicio corecție timp de un an așa mai accentuată, ca să spun așa, sunt șanse ca prețul să scadă, asta înseamnă că voi veți intra într-un fel pe minus. Dar nu veți pierde bani dacă nu veți vinde acțiunile. Vreau să mă întorc puțin pe nuclear electrică, pentru că este foarte important acest aspect. Dacă am fi cumpărat, să spunem, acțiune în această creștere și am fi cumpărat la 50 de lei sau la 51 de lei, acțiuni practic noi am fi fost pe minus, exact ce vă spuneam. Dar de ce să facem acest lucru? De ce să cumpărăm când piața scade în loc să așteptăm ceva de genul? Pentru că de fiecare dată la orice creștere va avea loc și o corecție. Pentru că nu avem cum să creștem la infinit, este imposibil. Decât să cumpărați când piața crește destul de mult, mai bine așteptați ceva de genul. S-ar putea să se întâmple și la transport trade service, dar nu știu pentru că sunt șanse să se întâmple sau sunt șanse să nu se întâmple. Dar eu zic să profităm de aceste ocazii. BVB acesta este graficul pe timeframe-ul de un an. Conpet, noi am mai vorbit despre Conpet. Conpet în acest moment este foarte bun pentru a fi cumpărat pentru că a avut această mare corecție de care vă spuneam de la 80 de lei la 71-72 pe aici pe undeva, în acest moment se află la 73,2 RON deci într-o ușoară creștere mai spun încă un lucru legat de nuclear electrica aceștia au avut exidate-ul, au avut data de înregistrare, urmează dacă nu greșesc să plătească dividendele eu mi-am făcut acum o mică acumulare de acțiuni, mi-am cumpărat în acest mare creș, pentru a aștepta anul viitor următorul dividend, decât să cumpăr când era la 51-52, am preferat să aștept o perioadă de timp, chiar dacă nu știam dacă va avea loc acest crash sau nu, și uite că am avut parte de un crash care mi-a pus la dispoziție oportunitatea de a intra în nuclear electrică la un preț destul de rezonabil. Am mai intrat la acest preț de 44 de lei, un preț destul de decent, zic eu, dacă mergem către 40 m-aș bucura pentru că aș cumpăra din nou acțiuni la nuclear electrica, la fel se poate proceda și pentru Conpet, pentru că este un moment destul de bun de a acumula acțiuni pe termen lung. Încă o dată vă reamintesc, pe mine nu mă interesează să cumpăr acțiuni la 45 de lei și să le vând la 52 de lei, pe mine mă interesează să cumpăr la prețuri cât mai joase, să acumulez cât mai multe acțiuni, să am parte de dividende cu randamente destul de mari și după aceea să mă bucur de profiturile care vor exista. După cum bine știți, la Romgaz sunt șanse destul de mari ca prețul să crească pentru că sunt în acel proiect Neptun Deep. Deci vom vedea pe parcurs, probabil în următoarele luni, ce se mai întâmplă și cu prețul pentru Romgaz. Nu uitați data de înregistrare pe 7-6-2023 a, 6 a 2023, dacă vreți să beneficiați de acest randament al dividendului de 8%. Vă mai spun încă un lucru destul de important. Dacă să spunem că ați luat acum dividende din partea unor companii. Sfatul meu ar fi să investiți banii, în, de exemplu, în RomGaz, care va distribui un nou dividend azi și vă mai luați 8% din dividendul pe care voi vi l-ați luat deja. Este o multiplicare mai rapidă a banilor, dar în funcție și de valoarea pe care voi o aveți. Adică dacă aveți 1000 de RON, dacă aveți 10.000 de RON din dividende, trebuie să vă asigurați că acest randament de 8% este randamentul corect. Prețul, în funcție de data la care s-a decis randamentul, poate să crească sau poate să scadă. Dacă randamentul, nu mai știu, v-am mai spus în alte videoclipuri, cred că pe aici, pe la 41-42 de lei s-a calculat... S-a calculat acest randament, deci în acest moment eu zic că ar trebui să ne încadrăm în acest randament de 8%. Cam astea sunt mișcările cele mai importante pentru începători, pentru cei ce doresc să intre acum în piață, în bursă în companii să vă faceți planul pe perioada de timp. De exemplu, planul meu este până în anul 2030 să cumpăr acțiuni, să reinvestesc dividendele și așa mai departe, iar până atunci nu voi vinde deloc din acțiuni. Cam astea au fost informațiile pe care am dorit să vi le ofer astăzi. Vă aștept părerile în comentarii, puteți să-mi scrieți pe Instagram sau pe Facebook cum doriți voi dacă aveți întrebări și până data viitoare nu-mi rămâne decât să vă urez o zi bună. La revedere!